Minaur se va reuri pe 29 iunie, iar primele două zile sunt alocate vizitei medicale. Urmează antrenamente pe plan local, iar în perioada 13-19 iulie e posibil să fie un stagiu de pregătire centralizată sau un semicantonament pe plan local. Site-ul oficial al echipei Minaur anunță că echipa băimăreană va participa la trei turnee, după cum urmează în 24-25 iulie la Turda cu AHC Potaisa Turda, CSM Bacău și CSM Vaslui. În perioada 31 iulie, 1 august, la Făgăraș, alături de AHC Potaisa Turda, CSM Făgăraș și Steaua București. În perioada 7-8 august, în Baia Mare, alături de Potaița Turda, SCM Politehnica Timișoara și CSM Bacău. Toate cele trei turnee se joacă după sistemul Final Four. CSM Inaur va juca primul meci din nouul sezon pe propriul teren cu HC Vaslui în data de 19 august.